Schimbăm acum registrul. Volodymyr Zelensky, vizită importantă în Italia. Președintele Ucrainei a mers la Roma, unde s-a întâlnit cu Papa Francisc, dar a purtat discuții și cu oficialii guvernamentali. După întâlnirea pe care a avut-o cu Papa Francisc, președintele Ucrainei a ținut să scrie câteva rânduri pe pagina sa de Twitter. Îi sunt recunoscător pentru atenția sa personală față de tragedia a milioane de ucraineni. Am vorbit despre zecile de mii de copii deportați. Trebuie să depunem toate eforturile pentru a-i întoarce acasă. În plus, am cerut să condamne crimele din Ucraina, pentru că nu poate exista egalitate între victimă și agresor. Am vorbit de asemenea despre formula noastră de pace ca fiind singurul algoritm eficient pentru a obține o pace justă. Am propus să mă alătur punerii sale în aplicare. Zelensky, care a vizitat Roma pentru prima dată de la începutul războiului, a vorbit cu papa timp de 40 de minute și a prezentat acestuia o vestă antiglonț care a fost folosită de un soldat ucrainian și pe care a fost ulterior pictată o imagine a Fecioarei Maria. La rândul său, Papa Francisc i-a dăruit președintelui ucrainian o sculptură din bronz reprezentând o ramură de măslin. Zelensky s-a întâlnit ultima dată cu papa la Vatican în 2020, iar cei doi au avut mai multe conversații telefonice de când a început războiul. La începutul războiului, papa a încercat să adopte o abordare echilibrată în speranța de a fi un mediator, dar mai târziu a început să condamne cu tărie acțiunile Rusiei, comparându-le cu unele dintre cele mai grave crime împotriva Ucrainei comise în perioada sovietică. În aceeași zi, Zelensky s-a întâlnit și cu premierul italian Giorgia Meloni, care a promis sprijin militar și financiar deplin pentru Ucraina și a reiterat sprijinul pentru candidatura sa de aderare la UE.